Este un rezultat care probabil îi va adânci frustrările domnului Blaga, dar noi nu avem ce să facem, îl înțelegem, nu se află în cea mai bună formă politică a domniei sale. Dacă îmi permiteți așa o paranteză, îl înțeleg chiar când se adresează domnului Tăriceanu, într-un, mă rog, în limbaj mai puțin onorant pentru poziția pe care o ocupă în funcția de președinte al PNL-ului, dar asta este, vorbim de frustrare și invidie, mai ales în ceea ce privește pe domnul Tăriceanu, ca liberalul cu care el probabil nu o să fie niciodată. Ce nu înțeleg eu, nu înțeleg atitudinea pe care o are față de fostul său stăpân, domnul Băsescu. Mă rog, aici este un lucru foarte urât, ține probabil de proastă creștere, nu e frumos să muști mâna care te-a hrănit. Da, sigur, asta este problema domniei sale și, mă rog, rezultatele activității și comportamentul și mentalității se văd, probabil, în poziția PNL-ului în aceste zile, în sondajele de opinie.